așa mare. Ei, am vrut să organizăm și probabil o să ne ajute până de acum să citim și începând de acum noi venim la școală. Clasa pregătitoare așa un pic o trecere între grădiniță și școală. Abia acum începe școala adevărată. Mama a folosit și niște manuale de matematică de clasa. Deci pune școala de la oțelariu, aceeași de anul trecut. Educație fizică, ați făcut doamna Șumară, doamna Șumară și-a pensionat, adică în care se bucură de tot, mai are program să mai duce dimineața, mai vine la școală. Așa, și o să vă aduc să mă dăm profesor Cosmin Bună, educație fizică. Asta va apropo de astăzi. Ținuta cu care veți veni la școală va fi asta. Deci veți veni în fiecare zi la fel de frumos ca astăzi, inclusiv în ziua în care avem sport. Știu, dar se vor desfăca și cerea să desfăcați. Deci a fost așa la început. O să învețe să se îmbrace, o să fie un pic mai complicat. Ne descurcăm. Și cu asta, asta este ținuta școlii care are și au zis și personalizată. Începând de mâine, ne vom măsura. Deci, nu începând, mâine, asta e primul lucru pe care vom face, vom ieși undeva afară. Ne vom măsura și ordinea așezarea în bănci va fi în ordinea înălțimii, făcând exerciții, bineînțeles, copiii care au probleme cu vedere. De asta o să vedem ce zic părinții. Da? Și pe care aveți ochelari, vă văd și eu, și unde mai sunt probleme. Știu că am vrea o casă pe orizontală. Se poate. Deci până la urmă, asta este și aranjarea asta clasică și aranjarea cea mai eficientă ca să fie toți atenți la mine. Adică până la urmă se lucrează foarte mult la tablă, trebuie să vadă ce se întâmplă acolo. Aranjarea pe grupuri, pe măsuri, trebuie din când în când ia cu liniște, ca să avem randament. Că degeaba ne jucăm și facem și lucruri frumoase. Dacă trebuie să fim serioși. Astfel, ce mi-am mai notat, e foarte important să vă spun asta. Baveu Cosmin Cristian. Prezent. Vădărău Alicia Ioana. Prezent. Blaju Maia Alina. Prezent. Cărăușan Andrei Șerban. Prezent. Condescu Dariana Maria. Prezent. Cornara Luca Maria. Prezent. Deat cu Luca. Absent. 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 Luca, am vorbit cu mama. Este absent motivat. Așa cum se spune la școală, dacă s-a scuzat, mi-a spus unde merge, este absent motivat. Zerberga Vanessa Iohana. Prezent. Dumitrana Alessia Maria. Prezent. Franz Elena Alessia. Prezent. Gârtoi Giulia Iasmina. Prezent. Gordina Alexandru Casian. Prezent. Rezolvant de Din Matei. Prezent. Prenghel Raisa Maria. Prezent. Prezent. Roman Ionuț Rau. Prezent. Dă-te la o parte, Nuții, că le face poză, Suri. Acest an școlar pentru noi este un pic deosebit datorită faptului că începem anul școlar cu o ținută nouă, o personalizare a școlii noastre care a fost și vrem să rămână un brand pentru acest oraș, chiar și pentru județ. Am avut sprijinul părinților, cărora le mulțumim, așa cum am făcut-o și în festivitatea de deschidere, în obținerea acestei ținute și, evident, și noi dascălii am vrut să ne identificăm cu elevii și să reprezentăm împreună școala chiar în fiecare zi. Este un început, un an școlar nou. Vom avea provocări, ca și până acum, pe care le vom depăși cu succes, sunt convinsă. Vom avea mult de lucru, dar ne-am propus să obținem aceleași performanță pe care școala 7 le-a obținut de-a lungul anului, de-a lungul anilor, de fapt, nu doar în anul trecut școlar. În acest an școlar avem 3 clase de pregătitoare, am deschis părțile sau poarta succesului, ceea ce vedeți în spatele meu, așa am numit-o, prin această poartă a succesului au trecut toți copiii acestei școli, inclusiv dascălilor, pentru a garanta succesul pe care îl așteptăm în anul școlar următor. Așa cum spuneam, avem 3 clase de pregătitoare, avem 2 clase de clasa a 5-a, iar în total avem 20
trei de formațiuni de studiu la ciclu primar și gimnazial, iar la ciclul preșcolar, la învățământul preșcolar, grădinița Prichindelu, care este structura școlii noastre, avem patru grupe. Acolo vom merge la ora 10, este deschiderea la ora 10 pentru a putea participa și noi, echipa managerială, și pe această cale vreau să urez tuturor elevilor succes în noul an școlar. Vă rog să vă prezentați. Ileana Pomoșa, directorul școlii gimnaziale numărul 7 Reșița. Te-ai pregătit în acest an școlar? Păi cum să mă pregătesc? Văd în mână ceva, ce ai acolo? Orar școlar, adică școlar. În ce clasă ai trecut? A întâia. Mă, mai ieși și la mișto. Orice început de an școlar înseamnă emoții, înseamnă trăiri, înseamnă sentimente diferite și cât mai intense parcă pe măsură ce înaintăm într-o profesie, într-o meserie. Emoții au deopotrivă copiii, părinții, dascălii, însă cred că cele mai mari emoții le au părinții. Vă rog să vă prezentați. Mă numesc Cristina Ardeleanu, sunt profesor pentru învățământul primar la școala 7 din Reșița. Ce pregătiți voi pentru acest an școlar? Bine. Spuneți-mi o peripeție din copilărie, din vacanță. Cum, care a fost cea mai... Că am fost la mare. Și cum a fost? Fain. Și n-ai făcut nicio boacănă? Ba da. Îmi poți spune și mie care a fost? Da. Am fost cu Luca și am sărit amândoi în apă și ne-am lovit de apă. Spune-mi, în ce clasă ai trecut? În clasa 0. Clasa 1? Clasa 1. Bucuros că ai început școală? Da. Spune-mi o năzbâtie din vacanță sau ceva, ce ai făcut? Sau n-ai făcut niciuna? Am fost la circ. Și cum ți s-a părut? Fain. Spune-mi cum te cheamă? Casian. Spune-mi, bucuroasă că ai început școala. Foarte. Spune-mi, în ce clasă ai trecut? În clasa 1. Și cum o să fie anul școlar? Cum ai vrea tu să fie? Fain ca în primul an școlar, desigur. Spune-mi, un năzbâte ceva în vacanță. Ai făcut? Una. Da, am făcut. Ce ai făcut? Am spart o mingea antistres și... Spune-mi cum te cheamă. Raisa. Câți ani ai? Am 6 ani. Se crește. În cine are cele mai mari emoții, mama sau copilul? Mama, cu siguranță mama. Eu mai mare emoții decât ea. Cum v-ați pregătit pentru anul școlar? Sufletește. Sufletește. Avem o doamnă super și o școală foarte bună. Bucuros că ai început anul școlar. Da. Spune-mi, cum ți se pare? Cum ai vrea să fie anul școlar? Păi, un an școlar mai bun, așa și vreau. Spune-mi, în ce clasă ai trecut? Păi, întâia. Întâia. Spune-mi, o peripeție făcută în vacanță, o năzbâtie ceva, ce ai făcut? Păi, mami a zis niciuna. Ții cu mama? Da. Cum te cheamă și câți ani ai? Am 7 ani și mă cheam Popov Ștefan. Spune-mi. Eu sunt Alex și am 6 ani. Și spune-mi, în ce clasă ai trecut, Alex? A întâia. A întâia? Da.
Cum ai vrea să fie anul ăsta școlar? Unul mai ușor? Cum ai vrea să unul fie? Mai ușor. Mai ușor. Spune-mi o năzbâtie din vacanță. Care ai făcut? Ce ai făcut în vacanță? Poftim? O năzbâtie, o boacănă din vacanță. Sau n-ai făcut niciuna? Am făcut puțin. Îmi spui și mie cum? Care a fost? Am fost la afară fără să întreb pe mama și am plecat.